Un restaurant din Piața Victoriei din Timișoara a fost închis temporar de inspectorii OPC după ce în urma unui control au fost descoperite grave nereguli care pun în pericol sănătatea consumatorilor. Proprietarul a fost sancționat și cu o amendă usturătoare. Zona din restaurant în care se pregăteau comenzile clienților și care a fost verificată de inspectorii pentru protecția consumatorului se afla într-o stare insalubră și improprie pentru desfășurarea activității. Inspectorii OPC au găsit și materii prime lipsite de elemente de identificare sau de caracterizare necesare determinării conformității acestora, specialități fără data preparării, unele chiar în afara datei durabilității minimale. Pentru situația găsită, proprietarul restaurantului a fost amendat cu 20.000 de lei, iar unitatea a fost închisă pentru 6 luni. Întreg spațiul de prestare a serviciilor de alimentație publică era insalubru și impropriu desfășurării activității. Pereții cu infiltrații de umezeală, mucegai, plăci de gresie căzute. Am găsit utilaje, instrumentar, spații de depozitare neigienizate corespunzător, materii prime lipsite de elemente de identificare sau caracterizare necesare determinării conformității acestora, specialități fără data preparării, unele în afara datei durabilității minimale. Nerespectarea recomandărilor producătorului legat de condițiile de păstrare și depozitare, a transmis Alin Gubandru, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș a mai verificat 13 restaurante din molurile și din zona centrală din Timișoara în perioada 16-17 mai. Și atunci au fost găsite produse expirate, dar și utilaje murdare și s-a propus închiderea temporară a 3 operatori economici. Cele 3 restaurante pe care inspectorii OPC au pus lacătul sunt unul în centrul vechi al Timișoarei, un altul într-unul dintre moluri, iar al treilea în Sân Andrei, au transmis reprezentanții CJPC Timiș, fără a preciza numele acestora. De asemenea, s-au dat 10 amenzi în valoare totală de 120.000 de lei, dar și 2 avertismente. Principalele abateri constatate au fost nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor calde și preparatelor reci, condiții de depozitare necorespunzătoare în spații insalubre, respectiv utilaje, ustensile și mobilier murdar cu strat gros de grăsime arsă.